Vestea că ninsorile sunt schimbate cu gerul năpraznic a fost anunțată în cadrul videoconferințelor comandamentelor de iarnă la care au participat și autoritățile gorjene. În județul Gorj nu vor mai cădea precipitații în perioada următoare, însă în noaptea următoare și noaptea de vineri spre sâmbătă ne vom aștepta sau ne așteptăm la temperaturi mult mai scăzute decât perioadele precedente. Din cauza frigului, principalul adăpost al oamenilor străzii din municipiul Târgu Jiu a fost luat cu asalt. Fie că oamenii străzii sunt aduși de autorități, fie că vin singuri, în momentul de față, gradul de ocupare al casei Iris este aproape de epuizare.